Vreau să vă spunem un pic cum a apărut această carte. Am primit propunerea de la Humanitas să o mai scoatem și a doua ediție de România te iubesc. Și cumva să fie un tribut pentru cei 30 de ani care au trecut de la Revoluție, să marcăm și noi cumva acest moment. Ne-am gândit inițial că trebuie să fie o continuare firească pentru volumul 1, să fie anchete, dar ne-am întâlnit într-o zi și domnul Licean ne-a spus că această țară este în depresie și că trebuie să găsim și motive și modele și materiale pozitive. Noi ne-am bucurat foarte mult în momentul ăla, eram toți acolo și am zis, dar o să meargă o astfel de carte și aici trebuie să meargă pentru că avem nevoie de oameni la care să ne uităm și să le urmăm exemplu. Așa a apărut această carte.